Recoltează cele mai proaspete oferte de pe G2A. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod de Farming Simulator 17. Trebuie să vorbim un pic mai încet, pentru că înregistrăm la o oră târzie, din păcate. Bun, dragilor, primul episod făcut în totalitate pe noua versiune a hărții Pinecove Farm, că vine vorba. În descriere aveți un link către un document plin cu absolut toate link-urile necesare. Căutați pe acolo că sigur găsiți și link-ul pentru harta asta. Am văzut câteva comentarii care vorbesc un pic despre toată treaba asta. Bun, înainte de toate, ce vreau să facem? Am cumpărat, știm că am cumpărat terenul 2, da? Avem terenul 5, terenul 2, terenul 14, 15, 16, da? Am zis noi, ca să fie corect pentru toată lumea, să ne băgăm și să arăm. Deci înainte să trecem pe noua versiune, am recoltat absolut toate, tot ce aveam peste tot, da? Așa că, fraților, avem de resetat niște vehicule. Hai să vedem aici, așa, resetează și pe tine, te rog. Așa, resetează-te și pe tine. Ok. unie. Care e, mă? Ăsta e? Care e aici? Da, e Joskinul, nu? Joskinul cel mare. Ok, unde ești tu? Resetează-te tu în bază. Așa, mai avem nevoie de implement, tot așa să îl resetăm în bază. Ok. Și de asemenea mă interesează plugul. Ok. Deci în momentul de față, dacă ne ducem noi și căutăm aici diverse chestii, o să vedem că sunt resetate destul de multe. Mai vreau să cumpăr un plug. Să-mi cer scuze pentru eventualele tăieturi bruște, dar nu am ce să le fac. Hai să vedem. Tu ești ăsta de aici, da? Bun, te resetăm și pe tine. Ok, și acum ar trebui să avem două pluguri acolo. Vreau să ne ducem și cu Fentul și cu Valtrau și să arăm în același timp terenul 5. Primul lucru pe ziua de astăzi, ca să îi punem la treabă să-și facă acolo toate cele. Hai să dăm noi drumul la tine, my friend. Așa, și hai să te trimitem către terenul 5, da? Știe? Știe, bravo. Next one, Valtrau. Aceeași poveste. La terenul 5. Vă spuneam eu de tuse, mama e de tuse. Dude, dispar de aici că îmi faci probleme. Bravo. Te trimitem și pe mătăluța la terenul 5. Bun, și acum, înainte să-i băgăm, stai așa, este, uităm o picuță aici. Terenul 5 nu este deloc fertilizat, da? Vreau să încerc să văd dacă sunt în stare. Așa, bagă mare. Așa, pe care dintre astea să îl... Ce mai avem noi? Ăsta ar trebui, nu? Tot pe tine trebuie să te băgăm cu fertilizator corect. Cred că da. Bun, hai să te vedem. Te resetăm frumosel. Intrăm în vehicul. Și acum avem, bineînțeles, două posibilități. Fie fertilizator solid, fie fertilizator lichid. Ca să ne mișcăm un pic mai repede, o să băgăm solidul. Să ne iau o grămadă de bani. Bagă de acolo, te rog. Bine, deșteptam. Deșteptam fi dacă ne-am cumpărat saci de fertilizator direct din... Ia stai așa să vedem. Deci ăsta ar avea 4 tone, da? 4 tone de fertilizator ar însemna 5.000-6.400. Hai să vedem. Ne seacă ăsta de 6.400? Frate, da, ia. Bine, cred că la fel de multe ia și dacă am cumpărat de la magazin și am umple. Hai, mă, mi-arăți? Nu mi-arată, mă? Băi, 3.839. Băi, bine, bă! Nu, serios! Deci, are o tonă, da? Da. 6.400. Băi, e super, super bine. E foarte, foarte bine. Ok.
Eu aveam impresia că e mult mai scump dacă le iau de aici. Bun, cu tine, my friend, o să mergem noi de mână până acolo, să te punem repejor, să-ți faci treaba. Și după aia băgăm pe gușteria aia, doi. Sunt foarte, foarte curios să văd dacă s-a oprit Valtra 1, cred că s-a oprit, nu? Autodrive, da, autodrive-ul încă așteaptă după Fent. Îl vede fix în fața lui. Și zice, trebuie să aștept după gușter până pleacă din calea mea. Ok. Imediat ajungem. Imediat după ce îi dăm drumul ăsta putem să băgăm Fent-ul acolo. În spatele lui. Că asta are cât 24 de metri. Și plugul nostru are 5,70 m, deci e super, super ok. Hai să dăm un zoom out așa ca să ne facem o idee mai bună. mai. Ok, mai la dreapta un picuț. Orientează-te. Perfect, 24 de metri, da? Gata, domnule. Ok, și ăsta acum își vede el de treabă, nu ne mai interesează. Știi ce? Hai să te băgăm... Nu mi-a luat alt EU. De ce nu mi-a luat alt EU? De ce ești gușter? Așa, vreau să te bag în grupul 1, da? Ok, hai să intrăm acum în... Fent, alt E... Bagă-te tot acolo în același grup, te rog frumos. Așa, și acum o să aibă loc și Valtra 1 în spatele tău, perfect. Control 0, control 3, 5,7 metri, perfect. Te mutăm un pic mai așa ca să stăm noi liniștiți. Nu ne interesa să dacă distruge, că oricum asta vrem să facem. Ok, my friends, dai drumul, fă-ți treaba. Așa, și hai să-l intrăm acum și în Valtra, pac. Ok. Bă, mătăluțul o să trebuiască să aștepți un pic. Vreau să văd, verific o chestie. What? De ce ai o linie aici? Ce are, mă, o linie albastră? What the hell? Nu înțeleg. De ochior? Da, are o linie mai albastră, mai închisă la culoare. Ok, interesant ce pot să zic. Mă, și ăsta o să-l... o să-l punem noi să aștepte după... După nene-ul ăsta până și... Nu știu, hai să dăm mai așa un picuț. O să-și termine destul de repede, dar nu e absolut niciun fel de problemă. Bun, next one. Ce mai avem de făcut? Vreau foarte, foarte tare. Ce să mă duc? Mai am vreun tractor? L-am pe ăsta, dar pe ăsta vreau să-l folosesc pentru, strict pentru forestier. Da. Știi ce? Challenger-ul ăsta stă degeaba, nu? Nu vreau să-l pun la moș de genul ăsta, nu. Fii atent. Resetăm... ce ești tu, mai? Man. Resetăm manul ăsta. Ok, și de asemenea, din câte mi-aduc eu aminte... Avem universalul ăsta care este la tot la magazin, da? Te resetăm și pe tine, my friend. Eu n-am la treaba. Așa. E, acum întrebare întrebătoare. Tu. Te punem într-un grup. În care grup să te punem pe tine? Hai să te punem în grupul 5, ce zici? Ok. Deci îmi place, ce poate să-mi placă ăsta cu roțile alea verzi, așa, e genial, mă jur. E un pic dubios de folosit ăsta pentru treaba asta, dar e și unul dintre cele mai rapide utilaje pe care le-am. A, nu merge, fac, ok, trebuie să mergem să-l modificăm repejor. 83 de km la oră, e perfect pentru alerga de colo-colo, cred că e atât de mare. Trebuie să-i modificăm aici, că dacă ne uităm în spate... Nu are decât legătura în 3 puncte, da? Pe care o are orice tractor. Dar nu are nucă dintre aia pentru... 1700 de euro în plus, ok. Bagă mare. Ia să vedem, acum are nucă. Da, uite. Opa.
acum are și un nuc acolo în spate, da? Deci putem să ne facem treaba cu el. Azi bani altă distracție, dar nu e absolut niciun fel de problemă. Bun, ce vreau să facem? Vreau să ne ducem primul și în primul rând să... Băi, și-a terminat chestia H-ul, mă? Încă mai are. Să punem apă, da? La văcuții și la oi. Ai cu tata. Perfect. Și poate, ce pune apă? Vreau să ne ducem să testăm o chestie micuță. Unde era, mă? Uite, aici era. Hai să vedem dacă stăm în stare să... Ah, fuck. Nu. Serios? Uite, bă. Hai, mă, tata, mă, te rog, ia uite, mă, mâncați așa ce-mi face, mă. Oh. Normal ar trebui să îi dau un reset, Damilene. Așa că ghiși ce o să facem. Calcă tot de găinile, mai friend, rupe tot, nu lăsa nimic. What? Serios? Nu pot să-l împing? Tot acolo e, mă? Așa, mă. Încă un pic. Încă o dată. Iată, de fund trebuie să-l împingem un picuț. Reușește, mă? Bravo, bravo, bravo. Hai că am nimerit-o. Gata, m-am terminat chestia așa. Ok. Perfect. Da, m-am terminat gușterul. Ia să verificăm, să ne asigurăm că e tot în regulă. Ok, totul pare să fie ok. Bun, my friend. Tu pleacă de aici momentan, nu știu unde te duci, sincer. N-am nici cea mai vagă idee. Te putem duce înapoi acasă? Ba, nu știi ce? Hai să te lăsăm aici, hai să te lăsăm aici, că tu o să ne mai vii, să ne mai fertilizezi mult și bine. Bun. Asta. A, n-am pus Valtraisul în grupul 1. Mă încerc scuze. E, imediat, îl rezolvăm și eu, Gușter. Pornește motor până un alta. Așa, și hai să te punem pe motorul să împarte asta la alta. La fel cu aratul. Control 0, control 3, control punct, mișcă-l un pic mai la dreapta, control W, aliniază-l un picuț de tot. Cred că e suficient de aliniat, haș. Gata. Ok. Hai să mergem înapoi aici, s-a umplut 22 de tone și jumătate. Cred că trebuie să mă opresc din a le mai spune tone și să zic... 22.000 de litri sau ceva de genul ăsta. Pentru că la urma urmei unitatea nu este masă, e vorba de volum. Și e mai logic să le zic în kilolitri. ce ciudat sună kilolitri. Decât în tone. Bun. Aici nu știu cât de mult apă. Hai să ne uităm un pic la văcuțe și la uițe să vedem ce au nevoie. Ok, văcuțele se pare că mai au nevoie de un pic de iarbă. Cred că mai avem să le dăm din silosul principal. Uite, am aici o problemă. Asta e o problemă. Înainte aveam 44 de mii de litri de bălegar solid și văd că nu se păstrează cifra aia de acolo și nu înțeleg de ce. Ok, la mătăluță. Am pus prea multă apă. Pot să vărs apa asta undeva? Hai să vedem, le dăm și oițelor. Deși oițele nu au nevoie de foarte mult. Le dăm, mai dăm și la porci. Chit că porci nu avem, dar mai golim. Acum realizez că am luat prea multă apă în asta. Nu trebuia să fie umplut, fierar, mai bine să fie. Da, fii rar. Ce facem, frate, cu toată asta? Poți să o vărs undeva? Oare poți să o vărs pur și simplu așa? Să încercăm cu un controlist să vedem, sunt foarte curios. Apa, ușurel.
Asta nu o să ia foarte mult, nu? Da, nu o să te... Ia mă, controli. Nu. Unde aș putea eu să vărs apa? Stai ușor, stai ușor. Ia mă încet, ia mă încet, nu mă grăbi. Mă jur că nu am realizat că o să am problema asta. Într-un râu, oare am putea să vărsăm apa asta într-un râu? Stai, unde mă duc cu ea? Că sunt prost, sunt bătut în cap acum. Ah, știu unde vreau să mă duc cu ea. Vreau să văd dacă pot să mă duc să încarc peste apa asta bălegar lichid de aici. Ia să vedem, mă lasă. Nu mi-arată niciun râu, nu? Direcție vărsare. Da, ar trebui să-mi arate aici, dar nu mi-arată. Ok, deci trebuie să găsim o soluție ca să vărsăm apa. Ok, uite, fix aici la ieșirea din ferma noastră. Hai să vedem dacă acceptă să verși înapoi în râu. Ar fi ideal. Interesant că ne-a dat Stevie opțiunea asta. Nu mă lasă, mă. Reumple Universal. Direcție vărsare. Ia, stai așa, stai așa, stai așa. Dacă îl resetez, mi-l golește. Sunt foarte curios. În momentul de față, în general, urăsc ideea de a-mi șterge totul din interiorul unei astea, dar acum, dacă mi l-a resetat, fi perfect pentru prostia pe care am făcut-o. Am uitat. Nu vreau să cumpăr altă... Da, mă, perfect, mă, mamă. Mai că am fost deștept la faza asta. Ok, gușterea în continuare ar acolo, dezor. Mi-e ciudă un pic că mi s-a... Deci am văzut chestia asta, am crezut că am greșit eu, dar nu știu, cred că e asta cu dispărutul de bălegar solid. Dar cred că e altă problemă, cred că se întâmplă altceva acolo, nu știu exact care e șpilul. My friend, tu aici contează? Ai vreo găurică pe undeva pe unde ar trebui să fii? Reumple. N-ai, nu? Ok. 22 de tone jumătate. La ce vreau să folosim tonele astea? Tone. 22.000 de litri. Așa. Vreau să ne ducem la BJ cu ele și să vedem ce suntem în stare să obținem. BJ-ul știm că este locul unde, în mod normal, să faci o grămadă de nutrienți în silozat și îl vinzi, practic, da? Ei, acolo la BJ se pare că acceptă și bălegar lichid. Să vedem în ce îl transformă. Eu vreau în cele din urmă să vedem dacă reușim să facem cumva un las din asta de producție din care să obținem combustibil, îngrășământ, diverse chestii, da? Să vedem dacă suntem noi în stare să facem așa ceva. Așa. Întrebare, pot să iau pe aici pe arătura? Ca să nu mai stau pe... Pac, e un gard acolo, nu? A, ba nu, uite. E în schimb o șină, e o cale ferată. Hai să vedem dacă zburăm. Am o să vin să turnu. Ok. Ei, aici avem un punct. Ce? 16 și cu tot cu ăsta vine 25 de ceva. Nu o să știe ce sunt acele 25, probabil tone. Bun, și aici putem să vărsăm cele magnifice 22.000 de litri. Da, și aici zice liquid fertilizer always required. Acum eu presupun că... Uite, îl varsă pe aici. Ce scârbos. Presupun că acceptă atât bălegar lichid cât și nutrisens silozat, da? Bun, și aici dacă ne uităm, vedem că deja începe să producă digestat pe baza a ceea ce s-a întâmplat acolo, da? Aici văd că nu e nimic, ceea ce mă face să cred că numărătoarea respectivă are de-a face cu nutrisens silozat. Bun, și aici, dacă nu știu noi și vedem, ia să vedem, avem pe aici un indicator ceva?
acolo, nu? Uite aici un panou, da? Și panoul ăsta zice așa, dacă îmi dai digestat, îți produc combustibil, fertilizator lichid și fertilizator, da? Deci cred că e ceva ce ne dorim. Bun, acum că am terminat cu treaba asta, lăsăm aici să-și fac un pic de treabă, sunt foarte, foarte curios să văd câte tone obținem. Dude, eu pot aici să te umplu cumva? Da, deci în zona asta pot să umplu cu acel digestat. Păi fii atent cum facem. Digestat 2 tone și ceva. Hai să ne ducem să mai luăm o dată. Hai ca să nu-mi realizez exact pe unde ar trebui să iau, să ajung mai rapid. Hop, 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 ușurel, ușurel. Mai luăm o dată ca să fie per total 45.000 de litri. Cred că avem, nu? Avem 60 și ceva de mii de litri, deci cred că avem mai mult decât suficient. Bă, legat lichid. Așa, 2 secunde. De fapt, nu, hai să mergem mai întâi acolo și cât îl punem să se umple, ne ducem și ne uităm un pic să vedem ce a făcut gușterii cu aratul. Hai cu tata, hai cu tata, pasă F1-ul, pă, 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 ușurel, ușurel. F1-ul ca să vedem exact aici când bagă mare. Ok, și hai să vedem la ăștia ce... Cum se joacă pe aici? Mă, băieți, sunteți cu minți? Vă jucați ok? Hai mă că-și fac treaba oamenii, mă. Bun, e perfect. Mă gândesc... Dar nu încă. Challenger-ul. Mă gândeam să-l aduc aici, dar nu încă. S-a umplut? Ia să vedem cât... Uite! What the fuck is going on? Știi ce cred că se întâmplă, mă? Ăștia când calcă pe... Cred că asta se întâmplă când calcă și distrug recolta datorită modului al lui acum. Știți că am văzut noi chestia asta când am recoltat de aici porumbul? Că se crea în spatele combinei un strat de materie vegetală? Cred că același lucru se întâmplă și aici. Asta când distruge recolta, creează stratul ăla de materie vegetală. Și din cauza asta mai pare mie dubios aici. Cu straturi suplimentare, deși n-ar trebui. Asta s-ar putea să fie o problemă. Sau poate că nu. Nu știu ce să vă zic în momentul de față. Mă rog, așa, revenind. Dude, ți-ai făcut treaba. Și-a făcut băiatul treaba. Ok, pasă F1-ul ca să ne lase la în pace. Bun, și acum știm că avem exact 45.000 de litri băgați în BGA. Sunt foarte, foarte curios să vedem ce obținem de acolo. De asemenea, sunt foarte curios dacă e necesar îmbălegar lichid și în momentul în care băgăm nutrițenții lazat. Că s-ar putea și asta să fie o problemă. Așa, domnule. Mă gândesc că probabil deja avem, nu știu dacă chiar o cisternă, dar varsăm. Bravo. Vars acolo tot și hai să vedem cât digestat am produs aici. Lase tone și un pic. Mă, se mișcă destul de rapid, știi? Adică nu pot să cer chiar instant să aibă loc schimbarea, dar... Ah, mă rog. Așa, fiți atenți. Hai să intrăm în challenger până una alta. Primul și în primul rând, my friend, pe tine vreau să te băgăm cu... Nu știu unde vreau să te băgăm. Aș vrea să ai grupul tău separat cu niște tractoare din astea super heavy duty, sincer. Așa, hai să resetăm. Unde-i mai? Ia uite, frate. Discul ăsta. Perfect. Go. Imediat o să avem și eu. Nu vă faceți griji. Să nu uităm că e abia 7 dimineața, prima zi. Pentru harta asta. Pentru noua versiune. Așa. Le băgăm și pe tine aici că cât de curând o să fie nevoie. Adu-mi aminte.
Câți metri are ăsta? 12 metri, ok. Deci la jumătate am... La jumătate aveam fertilizatorului. Aluia de împrăștiat fertilizator. Not bad. Se mai agață din când în când și nu realizez dacă e din cauza modului care ne salvează din 5 în 5 minute sau din altă cauză. Eu am auzit că odată cu schimbarea pe arta nouă, unii oameni au întâmpinat niște probleme, de genul li se mișcă super, super în lag. Faza la care, ci că trebuie șters un nu știu ce Dumnezeului de folder cu shaders. Sau ceva de genul ăsta. Mă gândesc să nu am și eu aceeași problemă. Dar nu, că merge în 60 de cadre, destul de ok merge. Foarte ok merge. Bă, știi ce? Eu acum realizez. Ia stai așa. Împrește-l pe gușter. Hai să te ducem pe tinere pe jos să ne faci terenul 2. Acum realizez. Ăsta stă degeaba. Oare să mă duc să-l umplu? Hai să mergem să-l umplem cu fertilizator. Că după aia mă gândesc că... O să rămână fără. Bine, putem, fără nicio problemă, să-l dar ne ia iurea. În mijlocul... de curiozitate. Terenul 2. Este în curs de creștere cu ceva. Ok, deci putem să... Nu, mă gândeam că poate e discuit, poate e arat, poate e ceva dubios. Mă, 50 de la oră, parcă te mișcă un fund, sincer. Hai să dăm zoom in, că poate dacă sau chiar așa. Opa, opa. Avem o problemă aici? Ați văzut că s-a mișcat un pic în reluare? Nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar nu mi-a plăcut. Așa, perfect. Gata? Așa, domnule, și acum suntem, putem să stăm și la liniștiți, cât de cât. 762. Tot e super ieftin, nu? Bun, ieși afară. Și hai să te punem aici să-ți faci treaba. Mai încă un pic. Aproximativ, stai așa. Perfect. Să-l aliniem pe gușter. Închide și tu trapa aia, că n-ai nevoie de ea. Bagă mare. Terenul ăsta nu-i fertilizat corect? Da. Ok, bun. Deci la fix, la fix. Ia stai că sunt foarte curios să vă cer de gând să fac o valtră. Gata, bravo din. Ok, control 0. Control F. Așa. Și hai să mergem control 0 la tine. Hai să mergem pe terenul următor. Da, vedeți că n-am fost pe fază cu ECH-ul. Am uitat, pur și simplu am uitat. Bun, și acum la mătăruț aici, da? Hai să vedem dacă suntem în stare să te... Cred că ești ok dacă te băgăm. Ok, l-am oprit pe asta. Așa, și mătăluțul o să aștept în partea cealaltă. Opa, pardon. Că ăsta e teren mare.
cel mai mare talent pe care îl avem. Trebuie să fim super atenți de asemenea pe KCH. Bă, știi ce? Stai așa. Lăsăm aici plugul și ne ducem să luăm ăla lichid. Ca să-i dăm challenge-ului de lucru, nu de alta. Nici nu știu dacă are rost, da? Gândesc bine chestia treaba asta? O să ia stăia forever. Este așa, o să o termin oricum mai repede jos un picuț. Las-o așa că mai am și alte treburi. Mai am și alte treburi pe care vreau să le fac. Nu ne complicăm. Lasă numai chestii, hai și o să se plimbe. Că nu se supără el. Din atât a plimbat. A, uite și mi-arată și exact câți litri de fertilizator are. Acum am văzut. 87% zice, dar zice și 3513. Ok. Bun, hai să lăsăm pe asta că își face el treaba ușurel. Nu ne supără foarte tare. Ok, și pe mătărul să te băgăm aici. După ce se termină chestia așa, acolo putem să băgăm super lejer în, pe terenul 5. Ok. Bun, și pe tine, nu știu, pune-te mai așa un picuț. Mai într-o parte, da? Bun, hai să vedem gușterul ăsta aici. Am făcut, mă, 22.000 de tone. 17.000, ok, mai merge un picuț. Bun, până un alta. Ah, virar. Stai așa. Așa, ce avem noi aici? Hai să vedem. O să trebuiască chiar să ne plimbăm cu gușterul ăsta, este. Închiriem iar o platformă. Pe asta am închiriat tot data trecută, nu? A fost destul de ok. Hai să o închiriem pe asta. Avem destul de mulți bani. Culoare principală. Sexy. Ce culoare să-i dăm? Uite, un mov dintre ăsta așa turbat. Hai să te închiriem pe tine, my friend. Ce dubios arată. Bun. Și pe tine avem o problemă. Problema este că l-am pus cu roți duble. Normale. Și nu voiam chestia asta. Nu știu, deci când l-am luat, n-am realizat. Așa, în primul și în primul, culoare jantă. Vreau același verde, mersi, ești un scump. Culoarea principală e ok. Așa. Dar vreau aici roți duble înguste. Roți duble înguste, da? Configurează, mersi, ai fost un scump. Du. Vai de capul meu. Dubios. Bun, una la mână. Doi la mână. O altă chestie pe care n-am realizat-o. Vreau să o rectificăm. Am eu așa o vagă impresie cum că ar arăta mai bine dacă am colora diferit brațul și cu căpățână. Hai să vedem ce suntem în stare. Bine că ai pus-o fix așa pe dos. Bun, căpățâna asta o vreau în același verde. Da, of course că s-a pus dubios. Ok. Iar pe mătăluță. What? Ce facem, mă? Ia uite, frățic. Ia, fii atent că nu suntem în stare să... Oh my god. Stai așa, că poate dacă le iau cu tocul... Lași să-ți dau drumul așa? Nu. Nu? Bravo. Acum am lăsat. Ok, hai să verificăm dacă ne lasă să-l modificăm așa. Fuck. Cu
fratele de aici. Ce greșesc. A, sunt eu prost, mă. Ok. Ok, și pe ăsta vreau negru. Alți 1000 de euro, îi băca mea și piciorul să-mi bag. Ia, fiți atenți acum, fraților. Fiți atenți acum cum arată șmecheria. Vai de capul meu, cât de sexy e. Tot. Dă-o-n puii mei de treabă. Nu, din serios, arată super bine așa. Extraordinar de bine arată așa. Bun. Hai să vedem acum cum reușim să facem. Ah! Nu, bă, camiaș. Am nevoie de camion. Bă, camiaș, piciorul, că am nevoie de camion. N-am realizat. Fuck. Ok, bun. Never mind. Le resetăm în bază și ne mutăm de acolo, că ele nu e absolut nicio fel de problemă. Bun, păi fii atent cum facem. Văd așa. Resetează. Ok. Și... hai, hai. Resetează. Ok, bun. Tu, my friend. Pentru că am stricat aici grupele, te punem așa. Așa și cum atât să mergem ușurel, ușurel la pădure. Am schimbat roțile la remorchița asta, nu știu dacă am făcut bine, sincer, dar o să vedem, presupun. Dă-mi, Doamne, putere, dă-mi putere. Hai, ușor, ușor, gentil. Bravo, bravo. De asta mai jos ca să schimbăm centrul de greutate. De pe asta mai sus, dacă poți. Tot așa. Bine, tot, nu pentru schimbarea centrului de greutate, asta e pentru altceva. Dar nu nimerim toate bordurile. Așa. Pe repede înainte, my friend. Nu știu dacă apucăm să facem 10 copăcii astăzi, dar încercăm. De cât de epic poate să arate, mășor. De schimbarea asta de culoare pe... cu verde și cu negru în loc de galben, ăla e genială. Îi strică roșu ăsta. Îi strică un pic designul, dar merge, e ok, în regulă. Ok, pe amatul să te lăsăm aici undeva într-o parte. Nu vrem să deranjăm foarte tare remorchița pe care o să o aducem. Nici nu știu unde să te las, mai friend, sincer. Uite, pe aici pe noi mai să te lăsăm așa, pur și simplu. Așa, și hai să vedem aici. Dacă am ajuns la 22,5 kilo. Ha. Interesant. Deci nu produce mai mult digestat. Mă așteptam să-mi producă... De fapt, stai așa. Noi am venit de două ori, nu? Am venit cu 45.000 de... What? Din 45.000 de litri, doar 18.000 de litri de digestat? Îți bagi de mine. Păi nu e, nu se pupă ceva. Ceva nu e în regulă. Ok. Bun, mă rog, never mind that. Hai să vedem dacă suntem în stare să luăm de aici digestatul și să-l punem în partea cealaltă să ne producă niște diesel. Poate că obținem mai mult dacă facem o combinație cu... cu nutrient ensilozat, măi, ceva. Ia, tu aici am zis ceva, nu-mi zici nimic, nu? Tu aici am zis pe undeva ceva? Cred că are și ăsta un... Mamă, dacă pici acolo, ce se întâmplă, frate? N-ar trebui să poți pica, nu? Bine, te poți teleporta după aia, Dana. Zic și eu acum, mă certați. Ok, bun, 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 bun. E, acum întrebare întrebătoare.
Dar nu-mi dau seama. Poți să descarc? Poți să descarc. Varzadat. Ok, și aici se mișcă chestii? Așa s-ar părea. Bun, și aici, my friend? Zero barat, a? Nasol de mătăluț. Nasol. Ok. Și asta producă, presupun că o să... Băi, fii atent, 20 și ceva la sută. Cred că 30% cu 18.000 de litri. Ok. Uuu, ce scârbos. Dude. Arunce așa pe jos, nu-ți ar fi rușine. Gata? Gata. Hai să mergem agăsică. Și să ne ducem noi frumusețea. Uuu, a terminat chizihașul. N-am înțeles că a terminat chizihașul. Stai. E fertilizat complet? Da. Ei, bine, bine. Am uitat să-mi fiu atent la chestii H.